Acea persoană care a vorbit cu noi? A? Mami. Mami? Nu este aici cu tine, mami? Ba da. Este? Bună atunci, păi o întrebăm pe mami dacă știe ceva de prezența noastră. Dar să știi că cu noi un băiat a vorbit. Bă. Să fie tati? De aici? Nu cred. Mami, aici. Mami, tati, știi ceva de prezența noastră? Nu. Noi nu știm nimica. Nu știți nimica? Păi și atunci... Tocmai ne pregăteam să ne ducem, să ducem lumea acasă, să și ne punem la și atunci cum facem? Află mami și tati ceva noutăți? Dacă nu, cine crezi tu că ar mai putea fi altcineva în afară de mami și de tati? Aici, aproape sau departe? Cine știe? Ia zi-ne. Ai fără emoții astăzi, ești domnișoară mare, da? Nu te mai gândești la nimeni altcineva? Decât la mami și la tati? Mână. Îți spun eu dacă nu poți să-ți dai seama. Oricum este cineva din străinătate. Wow. Cel care ne-a trimis aici. Poate. Poate îi pui și o melodie, ca să-și dea seama. Poate. Poate, dar în primul rând să ne dea numele băiatului de a vorbi cu noi. Verișoara ta? Da. Dacă e un băiat... Cum se numește verișoara ta? Ramona. Da. De cât un ai? Spune-ne dacă e un băiat. Drăguță, uite, avem o șampanie pentru tine și baloanele. Tortulețul o să urmăm pe mami să ne ajute să-l punem acolo pe masă momentan. Și îți spun eu numele fetii băiatului care ne-a trimis. Draga mea, dar mie mi s-a părut cam de vârsta ta după voce băiatul de a vorbi cu noi. Și cam băiat, nu fetiță. Avem pe la școală un prieten ceva? Sigur? Să-ți facă un cadou mai deosebit. Draga mea. Fii atentă, dacă nu vrei să afle mami și tati ceva nou, că știi despre ce băiat este vorba. Dar dacă nu vrei să afle mami și tati, tu ne faci semn și noi spunem că e de la verișoară. Hai, mami, spune. Așteptăm semnul de la tine. Hai, mami, spune. Nu știu, oată, ai surprinsă. Păi cât ai tu plecat de acasă? Draga mea. Îți doresc ca de ziua ta, soarele, pe loc să stea, să-ți aducă de la mine fericire și iubire. La mulți ani cu fericire și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. Ne pare foarte rău că nu suntem alături de tine, dar de aici, din Spania, noi te iubim mult. Păi sunt convinsă că fata știe cine e plecat în Spania. Pentru cea mai frumoasă verișoară din lume... Cine să fie în Spania? Ramona, Cheche și unchiul Viorel. La mulți ani. Crești mare și sănătoasă. Că frumoasă și iubită. Bun, dar înainte de melodie vedeți că semnul s-a făcut. Dar nu pot. Spuneți-i, draga mea fetiță. La mulți ani, tine, să fii sănătoasă, fericită și iubită.
alături de noi ești cea mai fericită. Și te iubește tati mai mult ca orice pe lumea asta. Și îți face orice pe plac. Bun. Hai la, ei te puți. Cine ți-a trimis surpriză, vezi? Dă-i telefonul meu. Hai bravo, să vedem. Te okay, mulțumești, bă. Mulțumesc. Mulțumim, amândatori! Mai multe emoții are tati decât toată. Bun. Mami, tu te pregăti? Și eu mă gândesc. Ce să mai, că fata a rămas fără cuvinte. Nu mai... Își dorea ce își dorea de ziua ei, dar nu știa cum da. E. Aia, ascultă melodia. Bun. Își dorea aia cum își dorea, dar... Bun. Multă sănătate, fericire, să învețe bine la școală. A, nu chiar așa, mami. Am vrut să-i facem și noi o surpriză, am anunțat-o de mult, dar din păcate era vorba să plecăm și a avut tati probleme și n-a mai plecat. Și nu știu rând că să face surpriză nici noi. Bun, îmbrățișarea și pupicul la fată. Gata. Bravo. Bun. Hai să vedem și melodia. Bun! Am urțat! Hai, dar faci tu de pată la Mona din colo din Spania, hai! Da, cu tot cu așa mână, hai! Să le ca lumea de Nepoate de la Laura și de la Ramona. Da, le mulțumesc frumos. Fetele, alte fetele, fetele, bravo fetelor mele. Am două fete. Fetele vă iubesc foarte mult. Și au vrut să vă trimită dumneavoastră un cadou aș mic pentru tot ce ați făcut pentru ele. Mulțumim și lor și din tale, la șeptul. Da, mea să fiu. Mică, ești pe sărbeți. Mică. Să stai cu mine. Să fii cu mine, să fii alături de mama aia ta. Bun. Mică, să înveți și să... Să fii alături de noi. De, să te rezbulezi. Bun. Cine continuă? Bă, să-mi nebuna mea. Așa se face, bun! Hai și ăsta l-am, frate! Te iubesc! Frate, te iubesc!
Foarte mult. Hai. Că nu mai plâng, să fii iubită, sănătoasă și alături de familia ta. La mulți ani. Bun, îmbrățișarea și pupicul. Pe colega ta și... Așa și nu mai plânge. Bun. Să mamă și să fii cu minte. Că părinții pleacă și tu să fii cu minte. Nu, gata. Nu. Că și băiatul meu, domnule. De aia sunt eu așa, apărând. Nașii mei au venit din Spania, care am plâns păi da. Care s-a văitat până acum. M-am văitat de n-am mai putut. Bun. Și mami și tati s-o iubească, și mami și tati s-o iubească, la mulți ani! Îți pui o dorință în gând și sufletare în mânare. Bravo, aplauze! Bravo! Bun! Bun. Cristina, și cum te simți la 8 împliniți și demonstrați? Bine. Bine. Și eu mai am o nelămurire, draga mea. Cum să faci surpriza de la perișoară și tu când pusești dorința te gândești la băiatul ăla de a vorbi cu noi? Opa. Păi? Trebuie Cristina. Mă scăpai. Limite. Repet. Ia uite cum sunt. Opa. Haide, te rog. Și să fie ascultătoare de părinți. Gata. Ia să spună și băiatul. Hai, pupă fata, haide. Hai, da, pupă fata, haide. Să știu la mulți ani. Fericită că iubitești la noi. Bun, și... Și... Bun. 2, 1 și... Yeah! Bun, rămâneți cu toții!